Libertățile economice obținute după 1990 au adus o explozie de branduri locale. Într-un număr mai mic în primii ani, consumatorii fiind captivați inițial de produsele occidentale, brandurile românești și-au recâștigat încet, dar sigur, locurile pe rafturile magazinelor. Branduri noi ocupă locuri importante de acum în categoriile lor în ceea ce privește preferințele de consum ale românilor. Pe piața românească sunt foarte multe branduri puternice și importante acum, cu vechime considerabilă deja. Dacă unele s-au adaptat vremurilor, altele au apărut abia după anii 2000 și au făcut pionierat în domeniul lor, devenind astfel relevante nu doar la nivel local, ci și în afara granițelor. Mărcile autohtone care încă sunt căutate și disponibile în magazine sunt cele care au știut să se reinventeze și să facă o trecere facilă din comunism la capitalism sau care au venit cu inovații în categoria din care fac parte. S-au făcut cunoscute prin calitate sau prin faptul că sunt afaceri de succes și dincolo de granițe. Iată așadar un top al celor mai importante mărci de după anii 90. BCR. Chiar dacă nu e o marcă mai bătrână decât capitalismul din România, Banca Comercială Română rămâne unul din campionii brandurilor românești în ceea ce privește notorietatea. Cu o istorie de peste 15 ani, BCR se menține în topul mărcilor românești. CEC. În anul 1996, CEC devine societate bancară pe acțiuni, cu acționar unic statul român și cu un capital social subscris și vărsat integral de 220 miliarde lei. Președintele a fost numit de curând Radu Ghetea, iar una din sarcinile șefului CEC este aceea de a schimba imaginea mărcii celei mai vechi bănci din România. Rebrandingul la CEC se vede cu ochiul liber. Investiția necesară pentru schimbarea identității CEC s-a ridicat la câteva zeci de milioane de euro, procesul urmând să fie finalizat în minim 2 ani. Casa de economii și consemnațiuni se situează potrivit statisticilor băncii pe locul 6 în sistemul bancar românesc. Romtelecom. Compania e cunoscută sub brandul Romtelecom doar din 1991, când devine operator de stat în domeniul telecomunicațiilor, cu monopol în domeniul serviciilor de bază. La acel moment, penetrarea serviciilor de telefonie atingea 9,5%. Tehnologia folosită era analogică, iar în mediul rural se foloseau preponderent centrale manuale. Peste 3.000 de comunități nu erau conectate la rețeaua telefonică atunci. La 1 ianuarie 2003, ANRC liberalizează oficial piața de telecom din România, astfel încât Romtelecom nu mai intermediază convorbirile naționale efectuate din alte rețele, Conex și Orange atunci, și lasă posibilitatea altor operatori să folosească banda de 1800 MHz, monopolizată de operatorul Cosmorom, companie deținută de grupul Elen OTE. Romtelecom din 2003 își schimbă strategia și implementează un plan de transformare a corporației menit să preschimbe compania dintr-un monopol de stat într-o companie modernă de secolul 21. Poșta Română. A început însă acum 134 de ani, în 1864, când domnitorul Alexandru Iancuza a unit serviciul poștal cu cel telegrafic, la care s-a adăugat și serviciul telefonic, luând naștere simbolul PTT. În iunie 91, guvernul României înființează, prin hotărâre de urgență, Rompost Telecom și separă activitățile prin înființarea 4 regii autonome. Era Poșta Română, era Romtelecom și Radiocomunicații și Inspectoratul General al Radiocomunicațiilor. 7 ani mai târziu, executivul României a dispus transformarea Poștei Române în societate comercială cu denumirea Compania Națională Poșta Română S.A., care oferă servicii poștale de bază, mesagerie, curierat, editează, tipărește, comercializează și păstrează timbrele și efectele de timbre, dar are dreptul să facă și comerț cu amănuntul, astfel încât nu ne mirăm să cumpărăm de la ghișeele poștale. În 2002, Compania Națională Poșta Română contribuie la deschiderea salonului Filatelic București, dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea independenței de stat a României. Borsec. Acum mai bine de 400 de ani, borsecul era îmbuteliat în ulcioare de lut ars și transportat pe căi de munte în Transilvania, Moldova sau Țara Românească. Proprietățile curative ale apei i-au adus faima în Europa, astfel încât în 1806 e înființată fabrica Borsec aflată în proprietatea austriecilor. Îmbutelierea apei minerale Borsec a fost efectuată de-a lungul timpului de mai mulți întreprinzători, iar în 1945 activitatea de îmbuteliere a fost continuată de diversi contractori până la nacionalizarea sa. În 98,
fosta întreprindere de stat, regina apelor minerale Borsec, s-a transformat într-o companie privată, Romacqua Group S.A. Borsec. În 2006, Borsec a fost recunoscută internațional, primind două titluri remarcabile, cel de Trusted Brand și cel de Super Brand. Conform Reader's Digest Romania, Borsec a fost desemnată drept câștigător al încrederii publicului la categoria apă minerală. Napolact. Unul din cei mai mari producători de lactate din România, Napolact are în spate o istorie de mai bine de un secol. Totul a început în 1905, când e atestată la Cluj-Napoca o firmă de produse lactate în care se fabricau unt și brânză de vacă. Atelierul Vlad, cum se numea atunci, se dezvoltă în timp și ajunge în 1936 să producă și iaurt, brânzeturi fermentate și topite. În urma naționalizării din 1948, devine întreprinderea de industrializare a laptelui Cluj, iar în 1990 societatea se transformă în Napolact. Luna februarie a anului acesta a trecut printr-un proces de rebranding, axat pe reîmprospătarea legăturii cu trecutul. Sub sloganul „Ca odinioară, Napolact și-a scos la rampă istoria de peste 100 de ani, modificându-și ambalajele și denumirile produselor. Cristim, o afacere fondată de familia Timiș, soții Cristina și Radu, care au început totul cu un chioșc micuț în 92. Compania Cristim e în prezent unul din cei mai mari producători românești de mezeluri. În 95 se inaugurează prima fabrică de mezeluri, ce avea o capacitate zilnică de 2 tone. În 2000 se deschide secția de tranșare de la Filipeștii de Pădure și prima secție de producție a fabricii Recunoștința. În 2002, salamul săsesc e cel mai vândut din țară. În 2003 se adaugă o gamă nouă de produse cruduscate. Proiectul Recunoștința, unde se produc salamuri fierte afumate, șuncă și specialități, se finalizează în 2005 și se fac diverse investiții în depozite logistice, în ambalaje inovatoare. În 2011, în premieră pentru România, tehnologia de înaltă presiune, un proces de conservare a alimentelor 100% natural, e introdus de Cristin pe piață și tot atunci achiziționează brandul Matache Măcelaru. Pufuleții Gusto. Foarte cunoscuți și populari în țară și în afara granițelor din România, pufuleții Gusto au un istoric de peste 25 de ani. Povestea acestora începe în 92, când compania Phoenix Y începea primii pași, pentru ca prin perseverență să devină una din cele mai mari afaceri autohtone și cu cerere internațională. La bază au fost ideile a doi studenți de la Facultatea de Electronică din cadrul Politehnicii București, Eliodor Apostolescu și Cătălin Nour, care au înființat la Ploiești propria societate. Prin intermediul acesteia vindeau și distribuiau înghețată cu cărucioare stradale. După 4 ani, proaspăt absolvenții au început să fabrice pufuleți în garajul mamei uneia dintre ei. După mai bine de 2 decenii, în prezent, pufuleții Gusto se vând în 36 de țări, state europene, Orientul Mijlociu, Australia, Canada, Noua Zeelandă și America. Sunt apreciați pentru gustul aparte oferit de tehnologia unică de expandare. Se produc în fabrica din Băicoi, iar anul trecut s-a obținut un profit de peste 5 milioane de euro. Musette. Unul din cele mai cunoscute branduri de fashion, Musette e o companie românească deținută de Roberto și Cristina Bătlan, care se ocupă cu producția și retail-uri de încălțăminte și genți. Debutul afacerii a început pe Calea Victoriei în 92, când doi studenți care renunțaseră la Facultatea de Drept au căutat independența financiară, au riscat și au pariat pe ceva în care credeau. Inițial au cumpărat materiale de calitate și le vindeau unor magazine pentru ca 3 ani mai târziu să deschidă propria fabrică de producție și să înceapă să fabrice genți. În 2000 deja se numărau peste 20 de magazine ca urmare a ritmului alert și de succes de dezvoltare și se bifa prezența în cele mai importante mall-uri. În 2005 au succes internațional și încep colaborări cu publicații de renume precum Elle sau Cosmopolitan. Un alt pas important are loc în 2010, când începe extinderea globală. Se deschid magazine în New York, Sofia, Luxemburg, urmate mai apoi de cele din Ungaria, Israel, Liban, Paris sau Viena, cele mai recente inaugurări. În prezent, business-ul de genți și pantofi de lux atinge milioane de euro anual. Dedeman. O afacere de familie de după Revoluție, Dedeman este unul din cei mai importanți jucători de bricolaj, dezvoltată de frații Adrian și Dragoș Pavel, doi matematicieni care au izbutit să se impună în retail-uri materialelor de construcție și al amenajărilor interioare. Compania din orașul Bacău a fost înființată în 92 și a fost inițial un butic de cartier de doar câțiva metri pătrați unde se vindeau de toate. În anul 94, Dedeman avea doar 11 angajați, afacerea a început prin cumpărarea de marfă revândută la preț dublu în târguri
Sigurile din Craiova. Odată cu criza imobiliară s-au făcut achiziții de terenuri care s-au tradus ulterior în extindere națională care a însemnat și dezvoltarea lanțului de retail, astfel că în 2002 echipa era deja formată din 240 de persoane. În 2020, Dedeman are 54 de magazine la nivel național și peste 11.000 de angajați. Fiind unul din retailerii care au reușit să se mențină ca o afacere antreprenorială românească de succes. Boromir. Cu sediul în Râmnicu Vâlcea, grupul de companii Boromir activează din 94 pe piața de morărit și panificație, fiind un brand cu tradiție care a început totul cu o singură brutărie și o singură moară, Cibin, unde se crea mălai extra. În 96, moara funcționează deja la capacitate dublă. În 2000, Boromir lansează marca Covriș de Buzău, odată cu preluarea morii Spicul Buzău. În 2006, Boromir a cumpărat cu 1,2 milioane de euro societatea morărit panificație Ialomița, iar în 2009, cozonacul Boromir cu cremă de nuci a fost votat produsul anului în România. În prezent, grupul Boromir are un portofoliu diversificat ce cuprinde produse precum cozonac, panetone, prăjituri, dar și ingrediente și materii prime și mai mult deține propriul magazin online. Scandia Sibiu. E cel mai mare producător de conserve din România, cărei poveste începe cu 90 de ani în urmă. Joseph Tale înființează fabrica de preparate și conserve de carne. Cu o piață în creștere, portofoliul de produse se diversifică și astfel sunt adăugate pe lângă produse de salam și mezeluri, specialități sau conserve de carne. În perioada 90-96, Scandia exportă în exclusivitate în țări precum Marea Britanie, SUA, Germania și Japonia. Scandia devine companie privată în 2001 în urma unei licitații publice, iar ulterior, în urma unui proces de rebranding, devine Scandia Foods, lider pe piața conservelor pe bază de carne din România. Scandia conduce categoria Pateul de Ficat și e unul din cele mai longevive branduri din țară. Salamul de Sibiu și-a menținut producția în perioada pandemiei la 3.000 de tone. Topoloveni e deținută de familia Stanciulov și include mai multe categorii de produse. Bibiana Stanciulov a preluat fabrica de magiun de stat din Topoloveni, care era în lichidare și nu mai producea nimic, fiind pusă în funcțiune abia în 2001. În prezent, are în portofoliu mai multe conserve la borcan din fructe și legume, dulcețuri, murături, zacuscă, zarzavat, gemuri sau bulion. Fabrica de magiun a fost înființată în 1914, fiind prima de acest gen din țară, pentru ca abia un secol mai târziu să-și găsească gloria cu condiții tehnologice adaptate standardelor. Între 2001 și 2008, magiunul de prune se importă vrac pentru ca în 2008 să se comercializeze îmbuteliat sub brand propriu. Topoloveni devine astfel furnizor oficial al Casei Regale al României pentru produsul magiun de prune Topoloveni, urmând multiple distincții ulterioare. Magiunul de prune Topoloveni are o rețetă originală, veche de peste 100 de ani. Marca Zuzu este lansată în 2006 pe un sector de lactate, situându-se pe piață ca un brand dedicat tinerilor. Numele Zuzu a fost adaptat după discuții îndelungate și a fost ales dintr-o listă de peste 10 nume, conform datelor furnizate anterior de companie. Creatorii lui Zuzu au urmărit ca numele și designul ambalajului să stârnească amuzament și să comunice o senzație de bine. Joe. Brandul Joe a fost lansat acum mai bine de 2 decenii. Numele Joe vine de la porecla pe care o avea Florentin Banu în copilărie, conform datelor anterioare. Astfel, Joe e unul din cele mai vândute branduri de napolitane și e deținut de grupul elvețian Nestlé acum. Grupul va muta producția în străinătate și va închide fabrica din Timișoara. Betty Ice. Vasile Armenean, fondatorul Betty Ice, a fugit înainte de Revoluție din România și s-a întors după 90, atunci când a pus bazele producătorului de înghețată Betty Ice. Numele de Betty Ice vine chiar de la fiica antreprenorului, Beatrice. Anul trecut, Vasile Armenean a vândut compania către gigantul Unilever. Poiana. Deși fabrica de ciocolată din Brașov avea o istorie de mai bine de un secol, brandul Poiana are puțin peste 20 de ani de istorie, fiind lansat de Kraft Foods cu mare fast. După încheierea fabricii în 2009, ciocolata Poiana se produce în Bulgaria, dar rămâne unul din cele mai vândute branduri de ciocolată pe plan local. EMAG și-a început activitatea în 2001 ca un magazin online de sisteme de calcul și produse de birotică, fiind înființat de Radu Apostolescu, Dan Teodosescu și Bogdan Vlad. În 2009, 51% din acțiunile companiei au fost cumpărate de Asesoft Distribution, iar director general a devenit Iulian Stanciu. În luna iulie 2012, fondul de investiții sud-african Naspers, cu afaceri anuale la nivel global de peste 5 miliarde de dolari în media, comerț electronic și internet, achiziționează 70% din acțiunile EMAG, iar Iulian Stanciu rămâne în continuare managerul general al companiei.
Banca Transilvania e cea mai mare bancă din România. A fost înființată în 1993 la Cluj-Napoca de un grup de oameni de afaceri locali cu 79% capital românesc și 21% străin. În 2014, Banca Transilvania împlinește 20 de ani din momentul în care a devenit operațională odată cu deschiderea sucursalei din Cluj. Banca Transilvania are aproape 1,6 milioane de clienți, 550 de unități și peste 6.000 de angajați. Altex a pornit activitatea în 92 în Piatra Neamț. Dan Osthaie, unul din cei mai cunoscuți antreprenori din România, a împrumutat $10.000 de la bancă, bani cu care a început să importe televizoare second-hand din Elveția. Televizoarele aduse din Elveția erau reparate, iar apoi vândute prin consignațiile care comercializau, printre altele, și haine și produse de uscasnic. Ulterior, a deschis în 93 primul magazin cu electrocasnice din rețeaua Altex. Velpitar. Compania a fost fondată în 2001 prin fuziunea celor patru fabrici din industria de morărit și panificație cumpărate din fondul de investiții. În septembrie 2002, Velpitar a fuzionat prin absorpție cu societatea cu același profil, Spicul Argeș, iar sediul companiei se află la Râmnicu Vâlcea. MobExpert. Organizația a fost înființată în 93 de către Camelia și Dan Șucu. Aceștia au început afacerea prin deschiderea unui magazin în centrul comercial Unirea, prin care se ofereau spre vânzare mobilier de import. În 94 este deschisă prima fabrică a grupului, în cadrul acesteia producându-se scaune de birou, iar mai târziu au fost deschise secții de canapele și mobilier modern. Anul 95 a însemnat pentru companie începerea programului de dezvoltare a unei rețele proprii de magazine și introducerea unor produse importate de la cunoscuți producători europeni. Bitdefender a apărut în 2001 în piața românească odată cu rebrandingul antivirusului AVX. Compania de la care a pornit businessul a fost înființată la începutul anilor 90 de Florin Talpeș, care a plecat de la Institutul de Tehnică de Calcul pentru a intra în antreprenoriat. Cu sediul central în București, România, Bitdefender are reprezentanțe în SUA, Germania, Spania, Emiratele Arabe Unite și Marea Britanie. La începutul lui 2018, compania avea reprezentanțe în mai mult de 100 de țări. Azi, Bitdefender e în topul producătorilor de software autohton și unul din cei mai mari exportatori de servicii IT. Bitdefender exportă aproximativ 5% din serviciile informatice dezvoltate de întreaga industrie din România. Cu siguranță am ratat foarte multe branduri de după 90, dar vă invit pe voi la comentarii să completați această listă a antreprenoriatului. Și televizorul alb-negru cu mileu și pește bibelou, portretul lui Ceaușescu și mașina de cusut Ileana, pick-up-ul și ziarul Scânteia sunt parte din sufrageria comunistă. Și moda epocii de aur e acolo, teneșii de Drăgășani plus uniforma de pionier. Brandurile românești cu vechime au o istorie interesantă, iar cele care au reușit să rămână relevante pe piață până în prezent sunt unele apreciate și valoroase, cu povești care au marcat premiere. Iată câteva dintre cele mai longevive mărci autohtone ce au reușit să se reinventeze odată cu trecerea timpului, multe dintre ele datând dinaintea comunismului. România din era comunistă a avut câteva branduri ce au rezistat până în prezent. Într-un timp fără marketing, calitatea nu era una îndoielnică. Așa cum găsim de multe ori azi la fel de fel de firme în așa zisă democrație capitalistă. Popularitatea de care se bucură și acum brandurile din epoca de aur, o perioadă de lipsuri atroce și o primare este greu de înțeles în afara Europei de Est. În loc să le deteste, oamenii s-au atașat de produse ale vremii, încă le caută și le cumpără. Nostalgia și senzațiile aferente sunt încă o bună găselniță de marketing în ziua de astăzi, mai ales pentru grupele de vârstă ce au prins anii de tristă amintire. Fiecare din aceste branduri are povești demne de scenarii de film, pe alocuri dramatice, pe alocuri comice sau ireale, însă fără îndoială de succes. Specialiștii atrag atenția că publicul este în schimbare și emoția trecutului comunist nu prea va mai funcționa multă vreme. Primul brand este Clujana. Clujana se promova în anii 60-70 cu următorul text. Omul bine informat știe ce încălțăminte să aleagă. Clujana, fabrică de piele și încălțăminte Cluj. Calitatea pantofilor și mai ales a bocancilor de iarnă era atât de apreciată încât și după Revoluție, pe tot parcursul anilor 90,
Românii nu concepeau că pot exista încălțări mai rezistente și mai călduroase decât cele produse la Cluj. Fabrica datează încă din 1911, când a fost inaugurată cu numele de Fabrica de Piele Frații Renner & Co. A supraviețuit primului război mondial, după care a reînviat ca societate pe acțiuni cea mai mare din România, rebotezată Dermata. A fost naționalizată abuziv de comuniști la finalul anilor 40. A schimbat mai multe nume, Sece Clujana S.A. fiind cel final. În punctul său de maximă glorie, la mijlocul anilor 80, Clujana era cea mai mare fabrică de încălțăminte din estul Europei. A cunoscut și falimentul în primii ani de tranziție, ba chiar și închiderea, după care a renăscut în 2004 într-o formulă mai restrânsă. Moștenitorii de drept al fostului imperiu nu au mai primit niciodată nimic din vechile proprietăți. În prezent, Clujana se află la administrarea Consiliului Județean Cluj. Are site și pagină de Facebook, iar încălțămintea de la Clujana se vinde acum într-un magazin din apropierea fabricii, în piața 1 Mai, din Cluj-Napoca. Flaro, nemuritor în toate anotimpurile, era sloganul anilor 70 pentru Flamura Roșie Sibiu, cunoscutul Flaro. Trimiterea era spre florile artificiale ale întreprinderii, de nelipsit în vazele tuturor sufrageriilor comuniste. Pentru cei mai mulți însă, Flaro este un miros, de septembrie mai ales, de primă zi de școală, de bucuria de a avea rechizite noi. Este numele de pixuri, liniare, coperte, radiere sau penare. Societatea datează din 1922, fiind fondată de niște industriași austrieci. Se numea Gratioza Milpantle S.A. și se ocupa de producția de plicuri și diverse tipuri de hârtie. A fost apoi naționalizată, comasată cu o societate specializată în tipărituri, stilouri, creioane și produse din banchelită, iar noul nume care i s-a dat a fost Întreprinderea Industrială de Stat Flamura Roșie, potrivit unui text distribuit pe pagina de Facebook a companiei. După Revoluție, accentul a trecut treptat spre servicii și produse din industria auto, electronică și electrotehnică. Nu s-a renunțat niciodată complet la birotică, papetărie și articole de mercerie și uscasnic. Gero Vital. Anii 60 au marcat și succesul brandului Gerovital H3, lansat în laboratoarele Farmec. Ana Aslan a lansat atunci primele creme din seria Gerovital. Crema nu doar regenera epiderma, dar reușea să mențină procesele metabolice specifice pielii tinere la persoanele în vârstă. Produsele Gerovital H3 au devenit rapid cunoscute în numeroase țări. De istoria Gerovitalului se leagă numele unor celebrități ca Marlene Dietrich, Claudia Cardinale, Charlie Chaplin, Salvador Dali, care au venit la București pentru a beneficia de efectele Gerovitalului. Farmec a făcut din Gerovital o adevărată marcă de succes pe care o deține și astăzi în portofoliu într-o formulă reînnoită. Cremele Gerovital sunt printre puținele produse 100% în România, care și-au păstrat notorietatea fiind exportate în număr mare în țări din Europa, Asia și America de Nord. La mai bine de o jumătate de secol de la realizarea sa, Gerovital rămâne în continuare o marcă de referință în lupta anti-aging, un produs reinventat care se adaptează vremurilor, dar păstrează însemnătura holografă a Anei Aslan, un aer de tradiție și valoare. Același Gerovital a fost desemnat super brand al ultimilor ani. Produsele din această gamă destinate îngrijirii tenului sunt cele mai vândute din întreg portofoliul companiei clujene. Dacia. Un alt brand puternic al României, moștenit din comunism, este Dacia. Automobilele produse aici rulează pe șoselele din toată lumea și se vând din ce în ce mai bine. Povestea începe cu aproape 60 de ani în urmă, când fabrica de la Mioveni lansa prima mașină produsă aici, celebra Dacia 1100. Ca o premieră în epocă, proiectul a fost o urmare a colaborării cu o companie străină. E vorba de Renault, compania sub umbrela căreia se produc și Daciile de azi. A existat însă și o pauză de câteva decenii a colaborării, timp în care s-au născut Dacia 1300, variantele Papuc, Berlină, Break sau Dacia Lăstun. Un detaliu inedit din istoria mărcii este porecla pe care a primit-o Dacia 1410, și anume zâmbetul lui Iliescu. Legenda spune că numele s-a născut drept o grevă și promisiunea de șartă a unei vizite a fostului președinte la fabrică. În fapt, e vorba de asemănarea dintre partea din față a automobilului cu celebra expresie a lui Ion Iliescu. Un moment important din istoria recentă a mărcii e lansarea modelului low-cost Logan, ideea care s-a dovedit de mare succes, așa că au urmat și mai apreciatele Duster și Sandero. Farmec.
Laptele Doina, loțiunea Tar, primele spray-uri din România, între care Adam, Favorit sau Deo Parfum, sunt doar câteva din produsele fabricate în anii comunismului de Farmec. Li s-au adăugat altele, cum ar fi Anotimp, Gerovital și Farmec 16, care a fost un hit al vremii sale. Povestea a început în Budapesta în 1889, odată cu înființarea laboratoarelor Moser. Un mic satelit al acestora s-a mutat la începutul anilor 40 la Cluj. A venit apoi naționalizarea, iar primul produs de mare impact a fost laptele Doina. Cremos, hrănitor, avea un miros dulceac specific, iar româncele îl foloseau practic ca pe o cremă universală, bună la toate. Era deopotrivă de machiant, lapte de corp, loțiune de protecție solară și cremă anti-îmbătrânire. Finalul deceniului marchează lansarea revoluționarelor spray-uri Bob și Napoca. Era la mare căutare de asemenea așa numitul strugurel de buze de la Farmec. Dero și Arctic. Dero a luat naștere în anul 1966 la Ploiești și este practic prescurtarea de la Detergenți România. E unul dintre mărcile care au ajuns substantive comune la noi. Mulți români îl folosesc pentru a denumi uzual orice tip de detergenți. La începutul anilor 2000, toată lumea îi știa sloganul: Dero scoate cele mai frecvente 99 de pete. Frigiderele Arctic sau Fram sunt cele mai des întâlnite în casele românilor de dinainte de 1989. Primele au fost produse la începutul anilor 70, inițial sub marca Frigero. Planul era să acopere piața locală. Din 1972, mare parte din producție începe să se îndrepte către export. Acum fac parte din portofoliul companiei Arcelic din Turcia. Pegas. Pegasul e bicicleta copilăriei. Nu era stradă în România comunistă pe care să nu ruleze neștire încolo și încoace măcar o bicicletă Pegas. Cum nu toți copiii erau norocoși să primească așa ceva, era împrumutată la toată lumea cu rândul și toți ajungeau să învețe cum se utilizează, ba mai ajungeau și în câte un tufiș, furați de magia vitezei. Avea cel mai adesea coarne, un scaun lung și mergea minunat, ca într-un vis. Producția bicicletelor Pegas pentru adulți a început în anul 72, la Zărnești, la uzina mecanică 6 Martie. Acolo se nășteau și motocicletele Mobra și Hoinar, alte vehicule populare în epocă. Fabrica Mama a funcționat încă 11 ani după Revoluție, după care s-a închis și a devenit o ruină în ziua de azi. Creată în 1972 și reinventată în 2012, Pegas s-a relansat și a început un nou capitol cu Strada, o colecție de biciclete cruiser reprezentativă pentru ce înseamnă designul original Pegas. Elementele distinctive sunt neschimbate. Șaua lungă e aceeași de pe vremea în care ne suiam câte doi pe ea, cu cheia la gât, în timp ce trăgeam de coarne pentru un derapaj controlat. Eugenia. Alt produs comunist, care s-a bucurat de atât de multă popularitate încât a devenit substantiv comun. Eugenia era cel mai gustos dulce pe care îl puteai găsi la alimentare, nelipsit din ghiozdanele copiilor și din cămările secrete ale mamelor. Se stătea la cozi infernale pentru câteva pachete. Nu are atâta savoare ca dulciurile de acum, dar pentru cei care au copilărit înainte de 89, textura sfărâmicioasă a biscuitelui, gustul de zahăr, cacao și rom e neprețuit. Chiar dacă în urmă cu câteva decenii, raționalizarea la care erau supuși românii se manifesta și în cantitatea de cremă dintre cei doi biscuiți ai Eugeniei. Acest brand s-a născut într-o patiserie din Constanța, căreia din păcate nu-i se mai știe povestea începută înainte de cel de-al doilea război mondial. Cert e că după instaurarea comunismului a început să se producă la întreprinderea de morărit panificație Dobrogea. S-au pus atunci în funcțiune două mori, o fabrică de pâine plus una de biscuiți. Totul era amplasat pe platforma Palas din Constanța și s-a extins în Medgidia, Năvodari, Hârșova și Efurie Nord. La capitolul dulce mai avem și rom, măgura și făgăraș. Ciocolata Candia, atât de râvnită de copii din epoca de aur, și-a început povestea în 1890 într-un atelier care producea zaharicale de Timișoara. Cu timpul s-a extins, iar după instaurarea comunismului, dulciurile produse aici au ajuns adevărata marfă de contrabandă. Se reuniseră mai multe fabrici de dulciuri sub aceeași umbrelă, a întreprinderii de produse București. Istoria ciocolatei a început în urmă cu mai bine de 120 de ani, când au fost puse bazele primei fabrici de ciocolată de pe teritoriul României de astăzi, fabrica Candia Timișoara, companie înființată în anul 1890 ca atelier de zaharicale. Două branduri actuale s-au lansat aici, ciocolata Rom în 1964 și prima prăjitură ambalată din România, Eterna Măgura,
De 7 ani, compania are numele de Candia Dulce și se recomandă drept cel mai mare producător de dulciuri din țara noastră. Are un portofoliu extins de branduri prezentate sub formă de ciocolată, patiserie, biscuiți și produse zaharoase. Produsele de aici s-au reinventat în mod inteligent și atractiv, câștigând un segment de public tânăr foarte prețios. S-a mizat tocmai pe moștenirea comunistă, alegere care s-a dovedit câștigătoare. Guban. Pantofii Guban nu stăteau pe hol, lângă ușa de la intrare, ci erau atent așezați pe dulapul din dormitor, în cutia de carton în care fuseseră împachetați de vânzătoare. Se găseau greu. Cea mai mare parte dintre cele 30.000 de perechi care se produceau anual mergând către export. Erau scumpi, prețurile porneau de la 300 de lei și ajungeau până la 900, dar calitatea le determina pe românce să dea câte un salariu pe o pereche de pantofi cu care să se mândrească apoi pe la ocazii. Fabrica din Timișoara, înființată în 1937, a fost privatizată în 1995 și între timp a devenit Guban Company, societate pe acțiuni. Acum pantofii Guban se găsesc la fel de greu, cu toate că firma are câteva sute de colaborări în țară, magazine unde se găsesc produsele noastre. Însă șefii companiei au planuri mari, vor să investească în promovare, lansarea unor noi produse și modernizarea fabricii. Chiar dacă vor să atragă și consumatori mai tineri, cu siguranță istoria și tradiția acestui brand vor fi puncte cheie în viitoarele campanii de promovare. Pasta de dinți Cristal. Un român consumă în medie mai puțin de 2 tuburi de pastă de dinți în 2010. Nu se știe care era consumul mediu pe cap de locuitor înainte de 89, dar știm cu siguranță că pasta se numea Cristal. Aceasta, alături de crema și pasta de dinți Norvea, erau produse la fabrica din Brașov. În 1993, Colgate și Palmolive au preluat 76% din acțiunile companiei Cristal, iar în 2006 a devenit unicul proprietar al firmei. Colgate a creat special pentru piața românească marca Super Cristal, însă în 2008 Colgate Palmolive a decis să închidă fabrica de la Brașov, iar pasta de dinți și crema Norvea sunt acum produse în Polonia. Allsit. În fabrica de la Craiova, în care se produc acum automobile Ford, erau asamblate în 1981 primele mașini Allsit. Apărută în 1977 ca un parteneriat între autoritățile române și cele franceze Citroën, uzina a produs 4 modele de Allsit, până în anul 1994. Atunci numele a fost schimbat în Oltena, care a devenit ulterior Rode, odată cu semnarea unui contract cu sudcoreenii de la DU. Roman, camionul clasei muncitoare. Producătorul român de camioane a fost fondat în 21 la Brașov, sub denumirea de Romloc. Societatea a debutat în producția de material rulant pentru căile ferate. Roata s-a întors după 48, când comuniștii și naționalizarea i-au atribuit numele de Steagul Roșu. În 54, la un an după moartea lui Stalin, pe poarta uzinei aflate în mâinile proletariatului ieșea cel din tâi camion, modelul SR-101. 700 de exemplare au ieșit atunci din mâinile tehnicienilor brașoveni. I-au urmat modelele Carpați, cu capacitate de 3 tone, produs între 59 și 61, și respectivul Bucegi, în 1964. Tarom. Un zbor românesc, compania Tarom, a fost înființat la 18 septembrie 54, iar la câțiva ani după lansare, Tarom opera deja către aproape toate țările europene. În 1966, Tarom a efectuat primul zbor peste Atlantic, iar în anul 1974 a realizat primul zbor către Sydney, via Calcuta, și a introdus zboruri regulate spre New York și Beijing. Parcă nu era atât de rău înainte.